Incidentul a avut loc la începutul săptămânii la școala gimnazială din comuna Băbana, însă abia astăzi s-a aflat. Copiii colegi ai celor doi i-au văzut făcând sex într-un lăstăriș pe marginea unui pârâu, dar nu au spus imediat, doar au făcut glume pe seama lor. S-au dus în pădure și au făcut prostii. Și-au făcut prostii în pădure, da. Așa. Și s-a aflat la școală? Da. A venit poliția acolo? Da. Așa, și păi vedem ce s-a mai întâmplat, deci care-i... În ce clasă erau ei? Ei, cum e în clasă? În clasă? În ce clasă adică? A șasea. Amândoi sunt cu voi în clasă? Da, unul a rămas repetent. La școala din localitate, profesorii au rămas uluiți. Azi, unii dintre ei chiar tremurau când a venit comisia de la inspectoratul școlar în anchetă. Cu cineva din conducere nu putem sta de vorbă? Acum nu. Noi am vorbit la inspectoratul școlar, ce să avem? Care este problema? Acordul doamnei directoare, asta am spus și eu, domnule. În acest moment, noi nu avem informații suficiente ca să vă putem da dumneavoastră. Dați-mi voi un pic. Vă rog. Doi, avem obligația de serviciu să nu dăm declarații până când nu se încheie cercetarea, iar declarații puteți obține de la reprezentantul inspectorului școlar, care e împuternicit să dă declarații de presă. După ce a aflat și a stat de vorbă cu băiatul ei, mama copilului de 13 ani a depus plângere la poliție pentru viol. Vă confirm faptul că a fost depusă o sesizare. Colegii mei chiar acum când vorbim fac investigații în ceea ce privește fapta sesizată. Vreau să vă spun că s-a sesizat un presupus act de viol. O să vedem dacă lucrurile sunt așa sau a existat vreun consimțământ, dacă a fost vreo fapt acolo, e prematur ca să mă pronunț. Cazul a intrat și în atenția asistenților sociali, care le vor oferi consiliere psihologică celor doi băieți. Amândoi sunt în clasa a șasea, însă unul dintre ei a rămas repetent un an. Unul dintre copiii, ce ni s-a părut nouă, că este puțin mai afectat, cred că celălalt, să zic așa, îl cam domina pest. Unul dintre ei, din ce părerea noastră, amândoi sunt în aceeași clasă, dar un an diferență între ei, pentru că unul a repetat anul școlar. Da? M-am întrebat de unde a aflat sau cum s-a... Așa și ne-a spus că pe internet au văzut niște cazuri și... Deocamdată, ambii copii sunt audiați. Cel de 14 ani nu recunoaște că l-a violat, ci doar că a fost de comun acord. Cert este că scena care nu s-a petrecut pentru prima dată între cei doi e urmarea vizionării pe internet a unor filme pentru adulți.